De ce a murit Andrei Gheorghe? Cuvintele sunt subliniereitoare care spun totul. Omul de radio sublinierei televiziune, Andrei Gheorghe, a încetat din viața la doar 56 de ani. A lăsat în urma lui lacrimi, durere, dar sublinierei multe controverse. Realizatorul a fost găsit în baia locuinței sale, iar trupul său a fost incinerat la crematoriul Vitan Bârzeti. La doar câteva zile de la acest eveniment, fiul vitreg al jurnalistului Andrei Gheorghe a transmis un mesaj care clarifică totul. Acesta este dedicat tuturor persoanelor care l-au întâlnit pe omul de televiziune. Maximilian a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care explică adevărul din spatele morții jurnalistului. De-a lungul anilor, s-a speculat faptul că Andrei Gheorghe ar fi fost consumator de substanțe interzise. Am plecat, băi, scârndiilor. Nu, băi, idioilor, nu mi-am înscenat moartea. Am murit ca să muri voi, deci eu ce n-o se afla niciodată dacă a fost sau nu supradoz. A fost supradoz de via, băi, imbecililor. Vierm de pe mânt ce sunt ei, îngrămădiri de incertitudini, erori, lepdeturi ale universului. Pupa, ia tălpile tale, Pascal, ce bine le-ai zis. Aac, face-i 13 la 14 ce nu tii cine e Pascal, nu tii cine e Dostoevski, nu tii cine e Bukovski. Dar tii seme bocini oritic. Ce beiat bun era arogantui infatuatula, unicului supremul om de radio ITV. Halalse, ifie, n-ai une de bocitoare. Unde decedai me, si erai, când aveam nevoie de voi, băi, Adriane, băi, Dane, băi, Sorine, băi, Dinule, cu tine me socotesc, curând. Ai dracu cu corul vostru de bocitoare. Cum v-ai găsit voi, dintr-o dată, îndresingr om, chiloia de care ve tregeai cu mine, artitilor ibeivilor, mogulilor iserentocilor, majoretelor imidinetelor, curvelor vagabonzilor, latrinelor caporalilor de pres care sunt ei. Cu cât urmai iubiti, cu cât dragoste mai urât, băi, secturilor. Uite ce n-am ieit la pensie. Me autocitez, din memorie, noi, subliniere tia vechi, dacă ne zgâri puțin, descoperi ni subliniere te tipii care cred ce, dacă ies la pensie, primesc un ceas. Odată credeam ce, după ce termin subliniere coala, se termin viața sublinierei e sublinierei la pensie. Uite ce v-am scos pe voi la pensie, zetrghiilor. M-am dus să trolez Dumnezeii satane, să fac mito de sexul îngerilor i s-o caut, prin infern, purgatoriu-i paradis pe tea de Beatrice alu Dante. Am trecut la next level. Îmi fac post de radio cu Elvis, Stephen Hawking și Yuri Gagarin. Ce voiam să mă fac astronaut, când eram mic ime numea Irusna Câmpoaiti, care nu pricepea o iot românete, băi, rusofobilor care acum ne bocii. Ortodochilor ortoipocriilor s-a dat, pe Sfântul Petruose, le pun secretar de emisie sau transgender de emisie sau ce vrea el. Importante ca radioul să-i aspe.
Eu o să ias, ce vă promit ce n-or se calce în studio o pârlele solzoase, cu gura plin de bacilii pe care voi îi numi politicieni. Eu se le invit pe Dumnezeu în emisiune, ca să îi spun camaradul Stefan Ceveriga slavise, le de afară, ce noi nu vrem să ne scape de revolta și de furia care ne menânc pe dinuntru, chiar cred aici am spus în interviul la ipocrilor, chiar cred aici glumeam când am venit să vă spun ce sunt ei protini? Salutare, naiune! Mai bocii mult, zombificailor? Vă mai spun odată, îmi ai două opiuni, să pleci sau să stai. Eu am plecat, nu vreau să mă ajunge din urm tot ni subliniere pe papicoi să-mi dochi, hoci, coclerii, din familii nasoale, cu sânge prost subliniere iras proast. Dacă nu vă permite o moarte de teapt, nu puteți să intrai cu mine în emisie, pe lumea ailalt. Este mesajul scris de fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, în